Și în Oltenia, la Slatina, a fost mare sărbătoare mare. Lume multă, belșug, la un eveniment organizat de Asociația Tinerilor Fermieri din Olt. De la București, ministrul agriculturii s-a dus Valvârtej și la această manifestare, unde, firește, am avut o echipă AgroTV care a strâns informații pentru dumneavoastră. Cel mai bine las pe colegul meu, Marius Milea, să relateze de la fața locului. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești este organizată anul acesta de Asociația Tinerilor Fermieri, Primăria Slatina și Consiliul Județean și adună peste 60 de producători locali din zona Oltului. Asta e pe țes. Da. Auzi, ai plăstele. Știu. Da. Am mai venit. Cu drag. Drag. Seamănă. Doamne ajută. Cum este pâinea? O verificăm cu toții. Haideți să o mâncăm. Că da, chiar așa, rupeți-o, că de-aia. Presa. Cu drag. Mulțumim. Excepțională este. Și când vine din mâinile oamenilor astora, este plină de suflet. Când ați mâncat ultima dată pâine la acest? Acum 3 ani. Eu... Tot eu am fost. Da. Dumneavoastră ați fost sigur. Da, 3 ani la rând, de aceea a venit pandemia. Da. Și ne-a dat în cap. Câte, ăsta e bucat? Cum? Bravo. La kilogram? Da. Cum vi se par prețurile, domnul ministru? De respect față de muncă. Veni cu producătorii noștri să-și promoveze produsele, să vândă, pentru că au nevoie și de bani, bineînțeles, ca să înceapă noul an agricol. Interacționează, cum spuneam, cu consumatorul final. Suntem pregătiți să ieșim bine cu acest eveniment. Ați văzut, am adus din toate sectoarele din județul Olt și nu numai, avem invitați și din câteva județe vecine, producători, prieteni ai noștri. Deci avem cu ce ne lăuda, între ghilimele, dacă îmi permiteți această expresie. Ziua Națională a produselor agricole românești a plecat de la județul Olt. Să nu uităm că parlamentarii de Olt au promovat această lege. Iată, e al 5-lea an și din punctul meu de vedere, în toți acești 5 ani, produsul românesc a și crescut ca valoare în România și lumea atunci când există pe piață, pentru că vremea nu ne permite să-l scoatem toată perioada anului, îl apreciază și îl caută atunci când el apare pe piață. Toată lumea se uită să nu mai ia produse din import și caută produsul național românesc. Obișnuiți să vă faceți piața din aceste puncte special amenajate sau vă duceți în supermarketul? Obișnuiesc să-mi fac piața din față de la Consiliul Județean, unde am fost primii din țară care am amenajat o piață volantă pentru producătorii din județul Olt. Acolo asociațiile de fermieri legumicol poate să vină să-și prezinte produsele și în general atunci când ele sunt pe piață de acolo cumpăr, nu din piață. Vedem că numărul producătorilor autohtoni și nu numai este din ce în ce mai mare. Locuitorii județului nostru sunt foarte încântați de astfel de evenimente și să știți că întotdeauna comercianții ne spun că sunt vânzările destul de bune și atunci și ei sunt cumva mulțumiți că nu se prezintă fără a avea efecte financiare.